frumos! Și doamnelor, domnilor, vă povesteam înainte că mergem în vizită astăzi la colegii noștri care petrec Crăciunul acasă și vreau să-i spunem acum Crăciun fericit și colegei noastre Nadina Câmpean. Nadina, bună dimineața! Crăciun fericit! Crăciun fericit și vouă, bună dimineața! Mă bucur să vă primesc la mine în casă de Crăciun. Din păcate, anul acesta într-un număr mult mai mic, dar m-am pregătit din timp. Cred că imediat după Moș Nicolae, după alegere, am început să decorez toată casa. Nu am ratat niciun geam care să nu fie plin de luminițe, așa că vă invit în casa mea și sper să petrecem Crăciun împreună, măcar câteva momente. Eu iubesc sărbătoarea asta din tot sufletul. Pentru mine Crăciun înseamnă familie, motiv pentru care în fiecare an sunt liberă de Crăciun, prefer să lucrez de revelion, doar să apuc să stau cu părinții mei, ceea ce se întâmplă și de această dată. Da, uite că noi am bătut la ușa ta și am vrut să vii la previziuni, pentru că te vrem aici un pic, măcar într-o scurtă vizită. Într-adevăr, tu ai un brad superb, pentru că ai și intrat în competiția noastră. Și ce voiam să spun este că Nadina are două pisici fabuloase. Cred că sunt cele mai speciale pisici, pentru că ignoră bradul, adică îl admiră, se uită așa cu un ușor dezinteres după aia și nu îl atacă. Uite, o să vă arăt și bradul, pentru că sunt foarte mândră de el. Acesta este brăduțul meu. Și pentru că tot vorbeai despre pisici, o să vă arăt și pe Dixie, care ne va ignora și de această dată. Dixie, hai, salută și tu puțin de respectatorii. Așa. Uite, a vorbit cu noi, e incredibil. Exact. Eu n-am mai văzut pisică care să nu fie până acum în bradul de Crăciun deja și să se joace cu globurile. E minunat bradul tău. Nadina, ce faci astăzi? Înțeleg că ești cu părinții tăi, au venit la tine. Da, spuneam că am profitat de faptul că am avut COVID la începutul lunii octombrie, că am anticorpi o bună bucată de timp, deci sunt protejată și nu risc să îmbolnăvesc pe nimeni, motiv pentru care mi-am dorit foarte mult să fiu împreună cu părinții mei. Avem o petrecere restrânsă, ca să zic așa. Uite, o să vă arăt mai departe. Mergem spre bucătărie unde este mama mea, pentru că, desigur, are treabă. Mă bazesc fiecare dată. Mami, bună dimineața! Noi am gătit împreună încă de aseară, am împărțit anul acesta sarcinile, eu am făcut prăjiturile, mama a făcut tot ce înseamnă bunătăți și acum facem ceva bun. Ne zici un pic ce facem aici? Acum facem o ciorbă de perișoare. Așa. Leu șteaș cu zeamă de mare. Eu sunt ardeleancă, părinții mei sunt de la Târgu Mureș. La noi în familie nu se prea cumpără mâncare, pentru că din fericire avem bunicii cu gospodărie care ne ajută de fiecare an de Crăciun să avem bunătăți. Nu vrei să știți cât am putut să gătim aseară. Mami, dar ce pui tu bun în ciorba asta de perișoare de este atât de bună? Păi este, într-un mare fel. La sfârșit, zeamă de varșă, fiartele și astea. De sarmale nu mai vorbim. Acolo în oalaia mare să știți că sunt sarmalele. Le vedem deja și ne e foarte poftă, Nadina. Chiar vreau să te întreb o rețetă specială, dacă ai să ne povestești de la tine din Târgu Mureș ceva, poate o prăjitură din copilărie sau poate ne spune mama pe care profit să o salut și să o îmbrățișez. Uite, aici avem, asta este masa păcatelor, ca să zic așa. Aici avem cozonac făcut de mama soțului meu, care este extraordinar de gustos. Aici sunt niște sărățele pe care le-am făcut eu cu mânuțele astea două, în formă de steluțe, asta e. Acesta este cel mai bun cozonac din lume. Este un cozonac ungurez, se numește Baigli. Zine, mami, despre el, că tu l-ai făcut. Nu pot să mă laud cu el. Baigli cu multă nucă și stafide. Este ceva ireal de gustos. Promit că vă aduc săptămâna viitoare. Ciocolata mea de casă nu lipsește Crăciun. Și aici avem foarte multe prăjituri pe care mi-aș dori să spun că eu le-am făcut, dar nu sunt chiar atât de talentată. Mi le-a trimis mătușa mea de la Târgu Mureș. Sunt extraordinar de gustoase, promit să aduc și din acestea la redacție. Am mai făcut și eu cremșnit, care la noi la Târgu Mureș este de fapt cremeș. Și uite așa. Doamne, da, lista voastră este foarte lungă, meniul este foarte bogat și eu chiar nădăjduiesc să nu mâncați chiar tot și să primim și noi când vă întoarceți. Profit de momentul. Am mari emoții. De am ce? Mari emoții că arăta foarte bine săptămâna viitoare. Le faci din nou, Nadina, le faci din nou, trebuie să ne aduci. Mi-a plăcut că ați gătit ciorbă de perișoare. A făcut și mama ciorbă de perișoare, doar că n-a acrit-o, că la noi în Ardeal nu prea se mănâncă ciorbele acre, sunt, e o altă rețetă și mi-a spus să-ți pui singură borș, așa că la tine măcar e definitivată. Zeamă de varză, cred. Sau zeamă de varză, da, da. Este cea mai bună combinație. Da, soțului meu îi place nu, cu borș. Avem de toate și mă bucur foarte mult că reușim să petrecem Crăciunul ăsta împreună, pentru că de Paște am fost separați și jur nu am simțit că ar fi o sărbătoare așa cum ar trebui. Pentru mine sărbătorile înseamnă familie, tocmai de asta. Mă bucur foarte mult că suntem împreună și îmi doresc ca toată lumea să fie alături de cei dragi în aceste zile.
Nadina, vă îmbrățișăm pe tine, pe mama ta, pe toți cei din familie, să aveți o zi minunată și te așteptăm la previziuni. Cu mare drag, Crăciun fericit tuturor, ne revedem de luni.